Am ajuns în Craiova și mergem acasă la Jeni Nicolau, care ne așteaptă cu brațele deschise în poartă. Bună, Jeni! Ce bine faci? Ați venit! Te pup! Vă pup. Te pup, scumpa mea! Ai o casă mea. Tare frumoasă! Da, este casa copilăriei mele, vă rog să poftiți. Este o casă în care eu m-am născut, aici am crescut, aici am văzut, de aici am început să văd lumea. Ai o curte foarte frumoasă. Da. Hai să vedem și noi așa, pentru că are foarte mulți trandafiri. Soțul meu este inginer constructor, dar el este foarte gospodar și el a plantat tot ce vedeți, trandafirii, brăduleți. Da, ăsta e grătarul, aici încercăm noi să... Cu el încercăm să ținem cură de zlăbire, nu uitându-ne la el, ci din când în când mai făcut cu un grătar. Nu prea vă iese. Nu prea ne iese aici. O să știți că aici este locul unde noi facem o fasole extraordinară și într-o zi o să... Acum ați luat pe nepregătite, nu? Dar o să vă gătesc o fasole făcută așa în oală de pământ și frământăm și pâine, facem și pâine și mâncăm cum face tot românul, cu bucurie. Măruță, știu că și tu poftești acum, dar îți promit că data viitoare când vin cu fasolea sau o gătim aici. Aici m-am născut, aici am copilărit și aș vrea să-i mulțumesc soțului meu că a hotărât să stăm aici, pentru că este, mă leagă foarte multe amintiri de părinții mei, care din nefericire nu mai sunt printre noi. Și aș vrea să vă spun că de la locul unde suntem noi acum, dacă numărăm 10 metri, undeva în direcția aceea, acolo este locul de veci al părinților mei, pentru că acesta este un motiv care m-a ținut legată de acest loc, unde eu plâng când mi-e dor de ei. Ai emoții și acum. Da, am emoții și mi-e foarte dor de ei. Vreau să mergem în casă. Da, cu mare. Sunt tare curioasă, că ne-ai povestit că ai foarte multe lucruri, tablouri. Da, soțul meu este un colecționar, este un împătimit al tablourilor și mă bucur pentru asta, m-am molipsit și pe mine. Sunt într-adevăr valoroase, dar nu sunt originale, deci sunt copii. Să nu cumva să spargă nimeni casa, pentru că toate valorile le am la bancă, cum zic americanii. Este o casă modestă, este o casă de... Na, nu pot să spun că am așa lucruri. Sunt lucruri valoroase, puține, dar nu ceva extraordinar, pentru că eu, de felul meu, sunt un om modest. Eu văd tabloul ăsta care e senzațional. Da, îți povesteam ceva mai devreme despre aceste tablouri, am foarte multe. Sunt niște copii după picturi celebre, numai că ramele sunt foarte frumoase, sunt originale, sunt din lemn masiv cu foiță de aur și au început să-mi placă și mie. Acest tablou mi l-a făcut cadou într-un an de Crăciun soțul meu, mi-a plăcut această pictură. Fecioara Maria cu Iisus. Iar cele două tablouri, vreau să vă spun că pictorul care ni l-a lucrat sunt luate din, uite, vezi, suntem noi amândoi, din pozele de la nuntă și el le-a făcut în așa fel încât să pară foarte vechi. Ce se aude? Se aude un ceas. Ți-am spus că soțul meu este pasionat de lucruri vechi. Vintage, așa, da, nu? Se vede în casă și mobila și avem un sfeșnic foarte, foarte, foarte vechi. Iată acolo și țărâncuța lui Grigorescu. Soțul tău este la prima căsătorie? Nu, eu sunt la prima căsătorie, el a mai fost căsătorit. Na, nu știi niciodată unde te duce viața, atât vreau să spun că sosirea lui în viața mea a fost ca răspunsul unei rugăciuni. O rugăciune care a ținut foarte mulți ani. Eu am ținut posturi și m-am rugat foarte mulți ani ca să mă căsătoresc și iată că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Acum și... 10 ani. Acum 10 ani m-am căsătorit, am făcut și nuntă. Deci, cele care nu sunteți căsătorite, să știți, să nu vă pierdeți speranța, că eu m-am căsătorit la 40 de ani și la 42 de ani am fost mireasă. Și o să vă arăt și rochea mea de mireasă, că am păstrat-o cu bucurie și cu... Am fost foarte... și la modă, și elegantă, și sărită un pic, pentru că și rochea este... ceva așa care mă reprezintă. Am aici o poză cu Dan Spătaru, cu regretatul Dan Spătaru, o poză făcută în Italia, în turneu. Aici am niște trofee pe care le-am primit la diverse
concursuri, spectacole. Am și niște pahare aici cu tot din cristal, cu foiță de aur. Uite, și asta este tot cu foiță, tot din cristal. El se pricepe mai mult, lui îi plac cel mai mult și v-am zis, de ceva vreme m-am molipsit și pe mine, ca să spun așa. Se înțeleg că vă tratați așa, regește. Ca niște regi. Deci când vin de la cântare, după ce am bucurat oamenii, venim aici, ne așezăm pe canapea sau pe fotolii, punem un pic de vin cu apă minerală, ciocnim și ne pregătim de culcare. Hai mai departe, unde ne vreau să mergem în dormitor. Primești. Vreau aici să vedeți un alt tablou care mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Dar asta e o canapea Versace. Ia, deci, te rog, mă simt ca Donatella. Foarte bine, e foarte comod așa. Acum vom merge în dormitor. Este un loc intim, dar vreau să vi-l arăt pentru că este, să zic eu, un loc destul de frumos. Asta e locul tău de... Da, este locul meu de rugăciune. Locul ăsta de rugăciune. Este locul meu de rugăciune, este locul meu, da, locul unde eu înfrâng genunchii și mă rog cu smerenie, cu bucurie și mulțumesc pentru tot ce mi-a dat. Am o familie frumoasă, noi suntem 3 frați, eu sunt cea mai mică. Am un frate căsătorit, are și el un băiat, sora mea care are 2 copii, iar copiii surorii mele sunt și copiii mei, pentru că eu nu sunt mătușa lor, sunt a doua lor mamă, noi așa am trăit. Deci, doamnelor și domnilor, stimații mei privitori, genii în persoană, ăsta Mona Lisa, Mona Genii. Aoleu, că știu că îi place lui Măruță. Ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită Mona mea. Uite, Mona Lisa. Acolo dorm eu pe partea aceea, rugăciunea, icoana Maicii Domnului cu Iisus Hristos, icoana lui Arsenie Boca și uite, bărbatul meu are aici 2 iconițe. Eu, care sunt icoana lui și, bineînțeles, Arsenie Boca. Și ăsta este Dulăpiorul. Sunt foarte curioasă să deschidem Dulăpiorul, pot? Câtă curățenie! Da. Toate sunt aranjate, dichisite. Da, sunt aranjate, dichisite. Vă mărturisesc că mă ajută câte cineva, pentru că nu am răbdare. Nu am răbdare, vedeți că am foarte multe papioane. Deci, când eu vin la televizor și spun că mi-am pus grădina în cap, uite că țin grădina, o parte din grădină o țin în dulap, da? Asta este grădina. Mi-ai și arătat grădina. V-am și arătat deci grădina. Deci, pe cuvânt de onoare că sunt ca și rupte de acolo și puse aici. Am foarte multe coliere care sunt multe aduse din care străinătate. Preferatul meu este acesta la tricou. Aici am niște pălărioare. Asta este o pălăriuță care am făcut-o pentru show, dar cu care o să o folosești când o să fac eu 98 de ani și înainte de culcare, ca să nu-mi las câlțul ăsta părul pe pernă, o să-mi pun bunețica. Aceasta este pariura mea, așa se zice, nu? Coronița mea de mireasă. Am și rochia. Uite, asta este trena, așa e de la spate și așa este din față. Ai mai slăbit de atunci? Mai să știi că nu cred. Cred că m-am mai îngrășat un pic, dar într-o zi o să o îmbrac într-o zi, când o să mai slăbesc vreo 5 kg și 10 și o să vin la tine, Măruțe, să vezi ce mireasă sexy și specială am fost. Vreau să vă invit sus. Să facem gimnastică. Să facem gimnastică, dar n-ai... Aici e mama ta, nu? Când da, aici este mama mea. Foarte bine, semeni. Da, este mama mea înainte de a se prăpădi săraca cu vreo câțiva ani. Vreau să spun că eu am avut așa un cult și am un cult pentru părinții mei. Ea a fost foarte bolnăvioară și eu am avut grijă de ea foarte mulți ani. A fost un om deosebit și mulțumesc pentru că m-a crescut frumos și uite, ea este pusă la loc de cinste. Nu mai pot, vin aici, mă așez aici pe scară și spun tot ce mă doare, tot ce mă apasă, tot ce îmi doresc și primesc imediat putere
Când pot, stau și în genunchi, pentru că nu mi-este rușine și cred că cel mai bine trebuie să învățăm să fim smeriți. Eu și recitalurile, să știți că mi le termin în genunchi, pentru că în fața oamenilor care mă iubesc, eu trebuie să stau în genunchi, că datorită lor sunt cine sunt, datorită lor duc o viață mai bună decât alții, datorită lor am văzut toată lumea și este un semn de recunoștință. Când ei se ridică în picioare și mă aplaudă, eu cad în genunchi și le mulțumesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Haideți sus că iar plâng și nu vreau să fiu o plângăcioasă în emisiunea asta. Jucați cu Jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Arată-ne cum faci tu sport, cum te menții atât de bine. Cum îmi fac eu... Deci, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, este locul unde eu scot din mine furia, dau afară apa. Bineînțeles că, ca să fiu sinceră, cu cele mai mici greutăți. De câte ori vii să faci... Când întind rufele. Pe aparatul acesta mai are, pe lângă faptul că facem mișcare, mai are o întrebuințare foarte importantă. Aici se usucă cel mai bine lenjeriile. Vreau să spun că le întind frumos și după cum observați, până seara sunt gata. Iarna că vara am și eu ca tot omul sirme de rufe. Cu toate că bărbatele mi-a zis că nu-i frumos, ai grijă dacă cumva vine ProTV-ul, le strângi. Nu le-am strâns. Ești mulțumită azi cu tot ce ai? Da, sunt mulțumită. Poate sunt momente în care nu am, dar nu mi-a lipsit niciodată rugăciunea, nu mi-a lipsit lacrima din noi, care este foarte importantă, și nu mi-a lipsit dragostea și voia bună pe care o împărtășesc cu voi cu mare bucurie.